fiți milostivi precum e Tată, fiți milostivi precum e Tată, fiți milostivi precum e Tată, fiți milostivi precum e Tată. Thank you.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Milostivirea Tatălui, pacea Domnului nostru Iisus Hristos, împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Preasfințite și celevaște părinți consilieri, părinte rector, celevaște părinți concelebranți, dragi seminariști, persoane consacrate, dragi și vischedincioși, dragi ascultători ai Radioului Maria, vă spunem bine ați venit la acest moment sfânt, când în întreaga biserică porțile sfinte se închid, rămânând doar poarta Sfântului Părinte pe care o va închide duminica viitoare. Fraților preiubiți, suntem într-un moment solemn, într-un moment particular, într-un moment de suflet. Suntem în anul jubiliar care ajunge la sfârșit. În el am experimentat un timp extraordinar de har și de milostivire. În această celebrare eucaristică vrem să înălțăm către Domnul, Tatăl nostru Ceresc, cântarea noastră de laudă și aducerea noastră de mulțumire pentru darurile pe care le-a oferit. Încă o dată, înainte de a ne apropia de aceste sfinte taine, să invocăm balsamul milostivirii, recunoscându-ne păcătoși și iertându-ne reciproc din adâncul inimii. Doamne, care ne poruncești să ne iertăm înainte de a veni la altarul Tău, îndură-te de noi. Hristoase, care pe cruce a invocat iertarea pentru păcătoși, îndură-te de noi. Doamne, care încredințezi bisericii tale slujirea reconcilierii, îndură-te de noi. Oh,
Dumnezeu atotputernicul, să aibă milă de noi și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria in excelsis Deo. Ne rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne, te rugăm, harul să te urmăm mereu cu bucurie, căci numai slujindu-te necontenit pe tine, izvorul cărui bine, putem afla fericirea deplină și nepieritoare, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.
citire din cartea profetului Malahia. Iată vin zile, iată vine ziua care va arde ca un cuptor și toți cei mândri și toți cei care săvârșesc nelegiuire vor fi ca pleava. Îi va arde ziua care vine, zice Domnul Sabaot, încât nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, cei care vă temeți de numele meu, va străluci soarele dreptății, iar vindecarea va veni pe aripile sale. Cuvântul Domnului. Domnul va veni să judece toate popoarele cu dreptate. Domnul va veni să judece toate popoarele cu dreptate. Cântați Domnului imnuri cu harpa, cu harpa și în cântări de psalmi, sunând din trompetă și din corn, strigați de bucurie în fața Domnului Regele nostru. Domnul va veni să judece toate popoarele cu dreptate. Să buiască marea și tot ce cuprinde ea, lumea și toți cei ce locuiesc în ea, toate râurile să bată din palme și munții să tresalte de bucurie împreună, în fața Domnului care vine să judece pământul. Domnul va veni să judece toate popoarele cu dreptate. El va judeca lumea dreptate și popoarele cu nepărtinire. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni. Fraților, voi înși vă știți cum trebuie să ne imitați. Noi n-am umblat în neorânduială între voi, nici n-am mâncat pâine de la nimeni pe degeaba, ci am lucrat cu trudă și osteneală noaptea și ziua, ca să nu fim povară pentru nimeni dintre voi. Nu că nu am fi avut autoritatea, ci ca să vă dăm în noi înșine un exemplu pentru a fi imitați. Căci și când eram la voi, v-am poruncit acestea. Dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând nimic, ci amestecându-se peste tot. Unora ca aceștia le poruncim și îi sfătuim în Domnul Iisus Hristos să-și mănânce pâinea proprie, muncind în liniște. Cuvântul Domnului.
Înălțați-vă și ridicați-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, unora care vorbeau despre templu că este urnat cu pietre frumoase și daruri votive, Iisus le-a spus: cât despre lucrurile acestea pe care le vedeți, vor veni zile în care nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată. Ei l-au întrebat: Învățătorule, când vor fi acestea și care va fi semnul că ele au să se întâmple? El le-a zis: vedeți să nu fiți înșelați, căci vor veni mulți în numele meu, spunând: eu sunt, și timpul este aproape. Nu mergeți după ei. Când veți auzi despre războaie și revolte, nu vă temeți, căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată sfârșitul. Apoi le spunea: se va ridica un neam împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Vor fi cutremure mari și, în diferite locuri, foamete și epidemii. Vor fi fapte înfricoșătoare și semne mari din cer. Dar înainte de toate acestea vor pune mâna pe voi și vă vor persecuta. Vă vor purta prin sinagogi și închisori. Vă vor duce în fața regilor și a guvernanților din cauza numelui meu. Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie. Puneți la inima voastră să nu vă pregătiți dinainte cum vă veți apăra, căci eu vă voi da grai și înțelepciune, cărora niciunul dintre potrivnicii voștri nu le vor putea rezista și nici răspunde. Veți fi trădați de părinți, de frați, de rude și prieteni și vor ucide pe unii dintre voi. Veți fi urâți de toți din cauza numelui meu. Dar niciun fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. Prin statornicia voastră vă veți mântui sufletele. Cuvântul Domnului. Milostivirile Domnului în veci le voi cânta, căci mare și veșnică este îndurarea Lui. Sfințite Aurel, Sfințile voastre, părinți concelebranți, dați seminariști, persoane consacrate, dragi frați și surori în Domnul, dați iubiți ascultători ai Radioului Maria, dragi oaspeți în catedrala noastră prin intermediul internetului. În această duminică, 13 noiembrie, perioada intensă de reflexii, meditații și rugăciuni, prin care am fost invitați de a ne apropia de apa purificării și a milostivirii, își găsește momentul de vârf.
Cu o celebrare particulară se încheie oficial anul jubiliar al milostivirii în dieceza noastră și de asemenea în toate diecezele și eparhiile din lume. La Roma, Sfântul Părinte Papa Francisc va închide poarta sfântă în duminica 20 noiembrie, solemnitatea lui Hristos Rege, când va declara oficial sfârșitul anului jubiliar pentru toată biserica. Știm însă că invitația de a ne manifesta încrederea în milostivirea divină trebuie să continue, fiindcă fără încetare suntem îndemnați să ascultăm cu atenție recomandarea Sfântului Părinte pentru a-L întâlni mereu pe același Iisus de odinioară, care a venit pe pământ să facă vizibil chipul viu al milostivirii, arătându-ne adevărată apă purificatoare, baia spălării de întinarea păcatului, ce-L face pe om paralitic, prin care să simțim pe deplin iubirea sa primitoare și liberătoare de toată neputință. Acum, când se închide poarta sfântă în dieceza noastră, așa cum se întâmplă și în celelalte dieceze și eparhii, ne-am adunat aici, în casa noastră, pentru a plăcroma un imn de laudă, preamărire și mulțumire pentru acest mare dar de care am beneficiat prin grija Sfântului Părinte Papa Francisc. El ne-a cerut nu numai să medităm asupra iubirii și milostivirii divine, ci ne-a invitat, după mandatul lui Iisus, să fim milostivi precum Tatăl, ca să trăim din plin această milostivire față de toți. Un program de viață la fel de angajant și pe cât de bogat în bucurie și pace. Un program de întâlnire cu Dumnezeu bogat în milostivire, cu însăși milostivirea întrupată cu Iisus. Ne-a fost dat în acest an să pătrundem mai mult în misterul iubirii și al milostivirii de care este legată mântuirea noastră. Un cuvânt cu atâta încărcătură spirituală, așa cum ni l-a prezentat Papa Francisc în bula de declarare anului extraordinar chipul milostivirii. Cuvânt care este milostivire. Milostivire care revelează misterul Preasfintei Trăimi. Milostivire, actul suprem și veșnic pe care Dumnezeu ne vine și rămâne cu noi în Eucaristie. Milostivire, legea fundamentală care locuiește în inima fiecărei persoane atunci când îl privește cu ochi sinceri pe fratele pe care îl vede pe drumul vieții. Milostivire este calea care îl unește pe Dumnezeu cu omul pentru că deschide inima la o adevărată speranță de a fi iubiți pentru totdeauna, chiar împotriva limitei păcatului nostru. Am avut așadar fericita ocazie să ne întâlnim nu cu o idee abstractă, nu cu anumite cuvinte fără conținut, ci cu o realitate concretă, cu o persoană prin care El se revelează și descoperă iubirea sa dumnezeiască ca aceea unui tată și a unei mame care se înduioșează până la adâncul ființei față de propriul copil. Despre această profundă realitate s-a vorbit așa de mult în acest an. Am auzit atâtea meditații, am participat la atâtea practici de pietate, pelerinaje, misiuni populare, simpozioane și congrese, dar mai ales am avut posibilitatea să trăim clipe intime în care ne-am întâlnit cu Cel care a voit să ne aducă pe viu imaginea milostivirii veșnice. Hristos, Fiul Tatălui veșnic, care a binevoit să ne arate în concret ce este milostivirea ca dar extraordinar al Părintelui Ceresc. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a ieșit în cale, ne-a întâmpinat și ne-a ajutat să pătrundem în misterul acesta al milostivirii ca suprem act de iubire față de om, față de noi, prin care ne-a cuprins în planul inefabil al întregii Sfintei Trei. Ne-am bucurat să întâlnim atâtea cărți care ne-au luminat calea de înțelegere a misterului ce l-am celebrat și încă continuăm să-l celebrăm.
În scrisoarea mea pastorală referitoare la anul milostivirii și închiderea porții sfinte, aminteam de un părinte capucin, Raniero Cantalamessa, care făcând referință de ceea ce a reușit să facă Papa Francisc prin declararea acestui an jubiliar, el a îndrăznit să caracterizeze inițiativa luată ca o adevărată baie spirituală în care mulți bolnavi, mulți încercați și mulți aruncați la marginea societății, ori păcătoși, să poată să-și găsească vindecarea, alinarea și iertarea. Papa Francisc a împlinit după acest teolog rolul îngerului care a oferit și continuă să agite apa milostivirii, să o împrospăteze pentru ca toți care se lasă priviți ori atinși de el să poată găsi în această baie purificatoare iubirea, milostivirea, alinarea, vindecarea și încrederea în viața veșnică prin cuvintele spuse cu atâta iubire și gingășie celui pe care l-a întâlnit la apa dătătoare de viață. Credința ta te-a vindecat, mergi și nu mai păcătui. Ne-am bucurat în timpul acestui an de atâtea semne de predilecție din partea Bisericii și, desigur, din partea Îngerului Bisericii de astăzi, Papa Francisc, care nu a încetat să ne arate apa binefăcătoare a milostivirii pentru a ne învrednici cu harul adevăratei însănătoșiri, să se reverse peste noi, prin darul generos al lui Iisus, chipul văzut al iubirii Tatălui, care se îndreaptă fără încetare spre noi cu forța sa dumnezeiască, spunându-ne și nouă: iată, te-ai făcut sănătos, păcatele ți-au fost iertate, ai grijă să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Te-ai bucurat de iertare din partea Tatălui cel bun și milostiv, așadar fii și tu milostiv, așa precum este El. Acest lucru ne-l cere și nouă Papa Francisc, precum Iisus le-a recomandat odinioară ucenicilor săi: fiți milostivi precum Tatăl. Cântarea Misericordes cut Pater, milostiv ca Tatăl, a răsunat. A răsunat și răsună mai departe la celebrările și manifestările diocezane, parochiale și comunitare, însuflețind spiritele și viața noastră cu nou avânt în descoperirea milostivirii și a iubirii ce trebuie împărtășită tuturor. Ne-am întrebat și ne întrebăm firește, mai ales acum la sfârșitul anului milostivirii, dacă am auzit chemarea sa, bătăile la ipsa inimii noastre, dacă l-am întâlnit pentru a ne face părtași noi de baia milostivirii și a ne aduce pacea și fericirea sa. Paraliticul de la Scăldătoarea sau piscina din Bethsaida a avut bucuria întâlnirii cu Iisus, care ascultându-i strigătul de ajutor l-a vindecat și l-a făcut să se bucure de însănătoșire. De reluarea drumului normal prin Ierusalim și de vestirea milostivirii primită de la Iisus, care l-a eliberat de slăbiciunile sale. El a strigat și a fost ascultat de cel care poate să aducă și vindecare și iertare. Anul jubilial al milostivirii a avut menirea să fie o ocazie binecuvântată, o scăldătoare, adică o piscină, ca un ocean deschis și agitat de cuvintele de încurajare ale Papei Francisc, care a înțeles și a voit să transmită tuturor că nu justiția, nu condamnarea pot să vindece lumea și să o trezească din încezeala ei, ci doar iubirea și milostivirea care vindecă și alină suferințele vieții. Dând ascultare glasului lui Dumnezeu și bătăilor lui Iisus la ușa sufletului nostru, ne-am străduit să dăm curs îndemnului Sfântului Părinte Papa Francisc și să ne întărim în convingerea că Dumnezeu, bogat în milostivire, dorește să ne umple cu darurile sale, ca revărsarea bunătății și milostivirii sale față de noi fiii săi, supuși păcatului și încercărilor de tot felul. Pe El l-am așteptat și l-am întâlnit când ne-am decis să-i ascultăm cuvântul. Cu El ne-am întărit când am primit
sacramentele mântuirii și ne-am apropiat de masa sfântă și de baia dătătoare de viață a spovezii. Pe El l-am simțit aproape în toate necazurile noastre și El ne-a vindecat prin iubirea Sa când ne-a spus să dăm și altora vestea cea bună a iertării și vindecării, așa cum am auzit de la Iisus, cum a auzit și paraliticul după ce a fost vindecat. Iată, te-ai făcut sănătos. Mergi să nu mai păcătuiești niciodată. Pe El am dorit să-L întâlnim și să auzim de la El același cuvânt. Și noi. Mergi și fă și tu la fel. Așa cum a auzit omul doritor de mântuire care l-a întâlnit la rândul său pe Iisus. Tot așa ne cheamă și pe noi și ne cere însuși Iisus cel milostiv, care ne-a împărțit și ne împarte darul milostivirii și iertării sale. Fiți și voi milostivi, precum Tatăl, că cine a cunoscut și a primit milostivirea, nu poate să nu și nu trebuie să o păstreze doar pentru sine, ci trebuie să o ofere tuturor conform principiului veșnic valabil. Binele se împărtășește, se dăruiește celorlalți. Preasfințite Sfințile voastre, dragi frați și surori, încheiem așadar astăzi cu această liturghie de mulțumire și de laudă anul extraordinar al milostivirii lui Dumnezeu, iar privirea și gândul nostru spre El, care nu ne părăsește niciodată, așa cum ne îndeamnă lecturile din duminica a 33-a de peste an, penultima înainte de încheierea anului bisericesc, ne îndeamnă. El ne cheamă atenția spre lucrurile din urmă ale omului pentru a arăta cum să trăim prezentul în credință, speranță și iubire. În prima lectură, profetul Malachia anunță vestirea zilei Domnului, ziua dreptății, care înseamnă perzare pentru cei răi, dar care face să răsară pentru cei buni soarele dreptății. Lectura a doua din scrisoarea către Tesaloniceni, apostolul Paul ne arată tuturor cum trebuie să fie viața de zi cu zi a omului credincios, prezentându-se pe sine ca exemplu de urmat. În Evanghelie, prevestind dărâmarea Ierusalimului, așa de impresionant la vedere și din care nu va rămâne piatră peste piatră, Iisus le arată celor din timpul Său că alta trebuie să fie strălucirea Sa în viitor, și pune în gardă pe ucenicii săi în fața primejdiei pe care o constituie profeții minciunoși, precum și persecuțiile provenite chiar și din partea celor mai apropiați membri ai familiei. În fața acestor încercări, El le acordă celor ce se vor încrede în El asistența Sa, chemându-i la un singur lucru, să vegheze și să rămână statornici. Celebrăm, de fapt, cu multă bucurie și speranță, sărbătoarea săptămânală a Paștelui, adică Sfânta Duminică, sărbătoarea Învierii și a Speranței, având în vedere ținta luminoasă a venirii Domnului în slavă, care să-i judece pe cei vii și pe cei morți și ca să-i răsplătească pe cei ce au și-au pus încrederea în iubirea și milostivirea Sa. Ne rugăm și noi astăzi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului întruparea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, chipul milostivirii adevărate, să ajungem prin patima și crucea Lui la slava Învierii. Hristos Domnul, icoana milostivirii Tatălui, care a coborât între noi oamenii pentru a ne oferi iubirea Sa, să ne purifice inimile cu focul Duhului Sfânt, ca să putem înainta pe calea Evangheliei în întâmpinarea venirii Sale. Încrederea celor care cred și recunosc iubirea și milostivirea Sa nu trebuie să se mișoreze, chiar dacă în viață pot să apară încercări, războaie, persecuții, pentru că El, care este pacea adevărată și răsplata celor drepți, îi asigură pe cei care se încred în El că niciun fir de păr din cap nu va dispărea. În acest fel și cu această intenție, credem că vom marca nu numai un sfârșit de an jubiliar, ci și un nou program reînnoit de viață spirituală,
de exprimare necontenită a marelui mister și experimentarea lui a milostivirii divine. Vrem, de asemenea, ca această celebrare și trăire în credință să fie o ladă adusă Dumnezeului nostru pentru toate darurile și binecuvântările primite. O garanție că astfel ne vom învrednici de noi daruri de care avem nevoie în viața noastră de credință, bine știind că anul jubiliar al milostivirii se încheie oficial acum, dar iubirea și milostivirea lui Dumnezeu continuă. Vă mulțumim tuturor pentru că v-ați apropiat de Iisus, pentru că ați ascultat invitația Sfântului Părinte și pentru că ați încercat să experimentați fiecare în parte această milostivire a lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că ați venit să aducem mulțumire împreună lui Dumnezeu pentru darurile primite și Sfântului Părinte pentru că a fost și este Îngerul nostru și ne cheamă la baia adevăratei iertare. Vă adresăm tuturor mulțumirea și recunoștința noastră pentru tot ce ați făcut și trăit în acest an și prezentăm cu aceeași prețuire și speranță chemarea Bisericii și a Sfântului Părinte Papa Francisc. Veniți, continuați să vedeți cât de bun este Domnul. Veniți să cântăm acum și întotdeauna milostivirile Domnului. Misericordias Domini in eternum cantabo. Amin. Fraților prea iubiți, acum, în această zi, suntem în comuniune cu Sfântul Părinte, toți episcopii și preoții care celebrează astăzi încheierea anului extraordinar al milostivirii. Vrem ca împreună aici, preoții vor proclama rugăciunea Sfântului Părinte, la care vă adăugați și dumneavoastră, unindu-vă cu noi. De aceea spunem, Doamne Iisuse Hristoase, Tu ne-ai învățat să fim milostivi asemenea Tatălui Ceresc și ne-ai spus că cine te vede pe tine, îl vede pe Tatăl. Arată-ne chipul tău și vom fi mântuiți. Privirea ta plină de iubire i-a eliberat pe Zacheu și pe Matei de robia păcatului. Pe femeia păcătoasă și pe Magdalena le-a eliberat de la statornicirea fericirii doar în creatură. Pe Petru l-a făcut să plângă după ce te-a trădat și i-a asigurat paradisului harul căit. Fără să ascultăm cuvintele pe care le-ai spus mântanii, ca și cum le-ai fi adresat fiecăruia dintre noi, dacă ai cunoaște darul lui Dumnezeu. Tu ești chipul văzut al Tatălui nevăzut, al lui Dumnezeu care își manifestă sătovârșia mai ales prin iertare și milostivire. Fă ca biserica să fie în lume chipul văzut al Tău, Domnul nostru înviat și în slavă. Tu ai voit ca și miniștrii tăi sacri să fie înveșmântați în slăbiciune, ca să simtă compasiunea cuvenită pentru aceia care se află în neștiință și eroare. Fă ca oricine se apropie de vreunul dintre slujitorii tăi să se simtă așteptat, iubit și iertat de Dumnezeu. Trimite-l pe Duhul tău și consacră-ne pe toți prin ungerea Lui. Pentru ca jubileul milostivirii să fie un an al Harului Domnului, iar biserica sa, cu renoit entuziasm, să le ducă celor săraci mesajul plin de bucurie, să proclame celor închiși și asupriți eliberarea, iar celor orbi să le dea vederea. Îți cerem aceasta prin mijlocirea Fecioarei Maria, Maica Milostivirii, ție, care viețuiești și domnești, în unire cu Tatăl și cu Duhul Sfânt,
în toți vecii vecilor. Amin. Și acum, fraților preiubiți, împreună să ne mărturisim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate le-ai creat, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. Și-a de dreapta Tatăl și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatului, tot învierea morților și viața veacului ce va veni. Fraților preiubiți, Domnul nostru Iisus Hristos s-a apropiat de oameni, văzând suferințele poporului său, s-a înfiorat de milă și a venit în ajutor, vindecând orice boală și neputință sufletească și trupească și dându-și viața pentru a-L mântui de păcat. Lui să ne rugăm cu toată inima. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule milostiv, vindecă în biserica Ta rănile oricărei dezbinări și prin ea însănătoșește întreg neamul omenesc. Te rugăm, ascultă-ne. Luminează cu Evanghelia Ta întunericul necredinței și al îndoielii din sufletele oamenilor. Te rugăm, ascultă-ne. Trimite Duhul iubirii peste fiii bisericii Tale, ca ei să se jertfească pentru binele celor lipsiți și părăsiți. Te rugăm, ascultă-ne. Dăruiește-le celor mâhniți și descurajați mângâiere și speranță. Te rugăm, ascultă-ne. Păstrează în cei plecați din familie dragostea față de căminul lor. Te rugăm, ascultă-ne. Ferește-ne de boli, de foamete, de calamități naturale și de război. Te rugăm, ascultă-ne. Întărește-i pe muribunzi în clipa supremă. Te rugăm, ascultă-ne. Îndură-te de răposații noștri, ca și de aceea pe care nu-i mai pomenește nimeni. Te rugăm. Dumnezeule prea bun, Tu ai fost nespus de milostiv cu poporul Tău, i-ai iertat mereu fără de legile. Privește cu aceeași bunăvoință spre toți aceia pe care ai primit să fie fiii Tăi și ascultă-le rugăciunea. Prin Hristos, Domnul nostru. Amen.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul și spre laudă și spre și te rugăm, Doamne, ca darul pe care îl aducem înaintea ochilor Tăi să ne dobândească harul de a te sluji cu credință și să ne călăuzească la veșnicia fericită prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Hai mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El născându-se printre noi oamenii, ne-a chemat la o viață nouă și supunându-se suferințelor și morții, a ispășit păcatele noastre. Prin învierea Lui din morți ne-a deschis calea singură spre viața veșnică, iar prin înălțarea Lui la Tine, Tatăl nostru, ne-a pregătit loc veșnic în ceruri. Prin El preamărim acum și în veșnicie milostivirea Ta și cântăm împreună cu corurile de îngeri imnul măririi Tale. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără înceadarea din poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim,
pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, că cel în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prunos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată, tot putere, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră
cea de toate zilele. Dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credință bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care i-a asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Amin.
să ne rugăm. Împărtășindu-ne, Doamne, cu darul Sfintelor Taine, te rugăm cu milință ca jertfa pe care Fiul Tău ne-a poruncit să o aducem în cinste, în amintirea Lui, să mărească în inimile noastre iubirea prin Hristos Domnul nostru. Fiți credincioși, marțea viitoare, 15 noiembrie, la ora 19, în aula Fericitul Anton Durcovici, va avea loc a doua întâlnire comunitară lunară din seria dedicată rolului și importanței Sfintei Scripturi în viața noastră. Întâlnirea va fi coordonată de Părintele Profesor Iosif Antili de la seminar și va avea ca temă să citim Biblia, dar cum să procedăm? Un ghid al dificultăților cu care se confruntă cititorii Sfintei Scripturi. Vă reamintim că sunteți invitați și puteți participa cu toții, adolescenți, tineri și persoane mai în vârstă. Duminica viitoare este solemnitatea Hristos, Regele Universului. Ca în fiecare an vom organiza 4 ore de adorație pentru a-i mulțumi Bunului Dumnezeu pentru toate harurile și binecuvântările primite de la El în acest an. Programul este următorul. De la ora 12 la ora 13, toți credincioșii din comunitate, mai ales cei care rămân după Sfânta Liturghie de la ora 11. De la ora 13 la 14, persoanele consacrate, de la 14 la 15, seminariștii și de la 15 la 16, tinerii. Tot duminica viitoare, colecta care se va face va fi pentru seminar. Vă reamintim că astăzi la ora 19, Centrul Diecezan Caritas Iași organizează aici în curtea Catedralei campania 1.000.000 de stele. Tot în legătură cu acest eveniment, un grup de voluntari și angajați de la Caritas vă așteaptă acum la ieșirea din catedrală pentru a cumpăra unele produse confecționate de ei. Banii adunați vor fi direcționați către copiii, tinerii și familiile aflate în dificultate. Preasfințite, sfințile voastre, dragi seminariști, persoane crânsocrate, aici iubiți credincioși, și credincioși uniți cu noi prin Radio Maria și internet. Să-i mulțumim acum cu bucurie lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că în acest an de har ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri, în Hristos. Tuturor le-a fost oferit un timp prețios de milostivire și de convertire. Să exprimăm bucuria și mulțumirea noastră cu cuvintele Fecioare Maria, Mama noastră, cântând milostivirea lui Dumnezeu care se extinde din neam în neam. Să cerem ca El să continue să reverse asupra întregii lumi ca roua dimineții. Vom proceda acum în procesiune, în timp ce se cântă imnul Magnificat, pentru a închide oficial poarta în catedrala noastră, aici, în mod solemn. Yeah.
plecăm acum capul, fruntea, pentru a primi binecuvântarea, implorând indulgența jubiliară pentru toți cei de față, pentru toți cei care au bucuria de a-L întâlni pe Iisus milostivul. Au avut această bucurie. Pentru toți aceia care au în program urmarea lui Iisus cel milostiv. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Arată-ne, Doamne, milostivirea Ta și asistă poporul Tău, care Te recunoaște păstorul Său și călăuza Său. Rănuiește lucrarea creației Tale și păstrează ceea ce Tu ai reînnoit prin Hristos, Domnul nostru. Binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, să covoare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Celebrarea închiderii porții sfinte s-a încheiat, mergeți în pace. Amin.